O fată bună valorează cât o mie de curve. De ce spun asta? Ca urmare a experienței mele din America. Pentru cei care nu știu, am fost plecat vara asta în America cu programul Work and Travel și în orașul în care stăteam eu erau foarte mulți studenți veniți acolo să muncească. Ca urmare a acestui lucru erau și foarte multe petreceri, atât la club cât și la casă. Toată lumea dansa, toată lumea se distra, toată lumea găsea pe cineva cu care să facă schimb de salivă. Eram foarte entuziasmat înainte să plec în America de faptul că o să întâlnesc fete acolo. Și am întâlnit, în patru luni am întâlnit fete, doar că n avei timp să construiești nimic serios. Era doar o distracție și știam că cel mai probabil nu o să ne mai vedem după ce se termină totul. Eram un păcat cu gândul ăsta, dar deși eram conștient că fetele pe care le întâlnisem erau doar distracții, o parte din mine voia mai mult. Nu era suficient pentru mine, nu eram mulțumit de faptul că mă întâlnesc într-o seară în club cu o fată și ne sărutăm. Era prea superficial, atât de superficial încât ajunsesem să fiu dezgustat de asta. Cel mai puternic sentiment de acest gen l-am simțit în Miami, în club, și te gândești Miami, unde poți să întâlnești fete mai frumoase de atât. Când am intrat în club, totul era bine, toată lumea se distra, și mai ales după două pahare de whisky eram destul de euforic. Însă după ce s-a dus efectul băuturii, am început să văd cu totul altceva. Oameni beți, femei cu decolteu până la buric și cu fundul pe jumătate pe afară, care se lingeau cu primul băiat care le ieșea în cale și cirașa de pe tort, o poveste pe care nu o să o niciodată în viața mea, a fost destul de amuzant, Taximetristul care m-a dus acasă după mi-a arătat un video cu o fată care se masturba la el în taxi. Și mi-a mai spus că veneau fete la el care îi ofereau favoruri sexuale ca să nu mai plătească călătoria și chestii de genul. Și asta m-a pus puțin pe gânduri. Când am ajuns acasă, mi-am pus niște întrebări. Cu astfel de fete vreau să-mi petrec eu timpul? Cu astfel de fete vreau să interacționez? Sau astfel de fete vreau să agăț eu în fiecare seară când merg în club? Și asta te întreb și pe tine. Probabil ai zis că da, vrei o mie de gagici pe săptămână. E distractiv, nu? Până la urmă toată lumea are dreptul să-și aleagă drumul în viață. Dar fiecare alegere are un cost. Pregătește-te să fii singur atunci când nu ai bani. Pregătește-te să fii singur atunci când afli că ești concediat. Pregătește-te să fii singur atunci când un membru al familiei se îmbolnăvește sau tu te îmbolnăvești. Știu ce o să zici. Da băi, da, uite-te la Andrew Tate. Are nu știu câte femei se postează cu ele pe Instagram. Pare fericit, pare că nu are nicio grijă. Vreau să fiu și eu ca el. Am fost și eu acolo, știu cum e sentimentul, știu cât de important este pentru un adolescent să se dea mare în fața prietenilor, că uite câte fete a agățat el și uite cu câte fete a fost, pentru că te face să te simți bine, te face să te simți important, cel puțin în grupul tău de prieteni. Dar ceva în gândirea mea s-a schimbat și nu pot să o numesc decât o maturizare. Și e destul de amuzant pentru că schimbarea asta a venit numai după ce am obținut ceea ce credeam că îmi doresc. Și mi-am dat seama că nu aia îmi doresc cu adevărat. Mi-am dat seama că am nevoie doar de o fată bună, o fată care mă respectă, o fată pură, o fată cu care pot să construiești ceva în detrimentul mai multor relații de o noapte. Dacă vrei să simți că contezi cu adevărat pentru cineva, să primești încredere și suport moral, trebuie să oferi același lucru în schimb. Ăsta este singurul mod prin care poți să obții loialitate din partea cuiva. E important să fii atractiv pentru mai multe fete, dar să alegi una singură.